Ocupanta locului 11 din seria 5 a ligii a 3-a la fotbal, formația Vântul Reghin este la un pas de a da o adevărată lovitură de imagine pentru eșalonul în care evoluează. Oficialii echipei din Reghin au confirmat negocierile cu Pompiliu Stoica, tehnicianul care a antrenat formația Viitorul Buzău, din Liga a 4-a aproape un tur și jumătate. Grație rezultatelor înregistrate cu Stoica pe banca Viitorului, gruparea buzoiană a disputat barajul de promovare în Liga a 3-a, meci pe care l-a și câștigat cu 1-0. Stoica are venit la Unirea Tricolor Lipănești, formație pe care a pregătit-o în campionatul județean din Prahova. Alături de Stoica, echipa din Reghin și-ar putea aduce încă un nume nou în staff. Este vorba despre Otilo Carda, impresar asociat cu agentul FIFA Ana Maria Prodan, care ar urma să devină director executiv. Carda este unul dintre apropiații tehnicianului FC Gloria Buzău, Ion Viorel.